Salutare prieteni, dragi clienți, parteneri și toți cei care au treabă cu online. În contextul ultimilor fraude, adică din ziua de ieri, deja două nopți la rând, o aplicație, o clonă unei aplicații, un fake, setează din numele Facebook, practic, printr-o aplicație terță, publicitate din conturile clienților, publicitate din conturile clienților care deja au făcut promovare sau care au un cont de publicitate, în dependență de pragul limită pe care îl au. Ei încearcă să scoată bani și să seteze publicitate din numele și din bugetul clientului. Momentan avem câteva situații deja identificate cu bugete de 400, 1900. Unii colegi ai noștri spun că au și peste 11.000 de dolari cheltuiți ai clientului promovând o aplicație terță dintr-o țară externă, nu din Republica Moldova. Respectiv, în acest context, vreau să vă sugerez să verificați zilnic contul vostru de publicitate, probabil chiar să setați un limit a contului sau să nu supliniți cardul dacă știți că aveți un prag de facturare foarte înalt. Însă, ca să facem o profilactică, ca să ajungem la un risc mai mic, ca să atingem un risc mai mic de spargere de conturi, vreau să vă propun în continuare să vedeți ce acțiuni sunt necesare de întreprins ca măcar să realizăm niște acțiuni de profilactică a securității în online. Respectiv, migrez pe ecranul meu de calculator și o să vă arăt pas cu pas care din etape trebuie să le realizăm. Discutăm azi despre 1. Elementul de securitate, parolă, 2. Dublă autentificare, 3. Delogarea de la toate dispozitivele care sunteți logați și 4. Aplicațiile terțe care le folosește contul vostru de Facebook, care voi ați dat voie, facem curățenie acolo, ștergem, adăugăm, respectiv urmăriți câteva minute în continuare și faceți pas cu pas ca să nu sporim riscul de spargere de conturi și cheltuire de bugete din numele nostru. Să mergem la proces. Deci prima ce vreau să vă arăt este e-mailul, ultimul e-mail care am expediat 22 de ore în urmă, în care ei ne spun că au transmis informații în legătură cu unul din conturile pe care noi am avut la un client legat de 1900 de dolari care s-au cheltuit de pe cont. Așteptăm răspunsul, de obicei durează până la 48 de ore. Dar haideți să vă arăt ce facem. Deci intrați în contul vostru personal de Facebook. Este important ca contul personal să fie securizat. El este acea punte care, prin care poate de trecut în sistemele și ecosistemul și analitica voastră. În colțul drept de sus vedeți setările și confidențialitate. Intrăm în setări. Și în categoria general, vedeți niște detalii generale despre voi, pe noi ne interesează securitate și conectare. În acest bloc securitate și conectare vreau să facem trei acțiuni. Prima acțiune, unde te-ai conectat. Vezi mai mult, în general această operațiune faceți odată la 3 luni sau când conturile voastre par suspicioase, deconectare de la toate sesiunile. Asta este primul element care noi facem, deconectare de la toate sesiunile. Ne-am deconectat de peste tot, nu contează unde v-ați logat, în telefon, în calculator de acasă, la internet club sau la fostul prieten, o să se delogheze de peste tot, vedeți, mă notifică că și messenger-ul deja a ieșit delogat, schimbă parola, asta este a doua acțiune pe care noi trebuie să facem, aici editează, parola actuală, o să fac un matching neapărat ca să nu vedeți parola, eu îmi pun parola actuală, așa. Dar de obicei știți noi cum nu ți-mi minte parola. Haideți să facem așa acțiune. Nu ți-mi minte parola. Am uitat parola și el îmi spune că o să-mi trimată. Aveți grijă că o să vă trimată pe e-mail-ul care l-ați indicat. De aceea, momentan, voi trebuie să aveți grijă ca e-mail-ul care stă la voi la securitate în Facebook, el să fie la voi un e-mail la care voi aveți acces. De aceea, acum eu încerc să-mi restabilesc parola. Nu din cauza că am uitat, dar am vrut să vă fac o acțiune care probabil că o parte din voi a să fie în aceeași situație. Respectiv, el vă spune că parola nouă dați-mi-o. Eu am un sistem de parole și am o parolă aici.
complexă, deconectează-mă de la Facebook, de pe orice alt dispozitiv, și pe deschidul contul meu. Mai facem o dată procedura asta, dar momentan logica care vreau eu să vă transmit este că această acțiune trebuie și este obligatoriu să fie realizată minim o dată la vreo 3 luni de zile, pentru că cu tot mai mult și mai mulți bani noi cheltuim pe Facebook, tot mai mult și mai mult acest Facebook devine un ecosistem important din viața afacerii noastre și respectiv n-ar fi tare vesel noi să pierdem toată analitica. Respectiv am dat resetare, el mă roagă ca eu să intru, să introduc parola de la început și mă loghez cu nouă parolă. Adică, momentan, actualizează. Momentan eu am făcut câteva acțiuni. Prima, m-am delogat de la toate sesiunile, am schimbat parola și a treia acțiune pe care noi o facem, vă spuneam, sunt patru de tot, este mergem în setări și confidențialitate, mergem la același securitate și conectare, doar că deja mergem la punctul 3, unde este autentificarea cu doi factori. Editează, folosește autentificarea cu doi factori. La mine este conectată prin SMS, este must have să conectați autentificarea cu doi factori, ceea ce înseamnă că nu se va putea să logheze la niciun cont, la niciun alt dispozitiv în profilul vostru până nu va introduce codul de SMS. Respectiv, asta dă un nivel de securitate destul de înalt. Și a treia acțiune care trebuie să o realizăm, ea se află la fel la setări, în blocul setări și confidențialitate, categoria aplicații și website-uri. Aici sunt aplicațiile și website-urile cu care, la care voi v-ați logat folosind contul de Facebook. Ceea ce vă recomand este să vedeți, spre exemplu, acum voi vedeți aplicațiile care eu m-am logat și ceea ce trebuie să faceți este 20 de aplicații active eu am, mă interesează sau nu, credit claim asta, Social Bakers ok, Mentimeter da, Prof asta, Zoom ok, Alpine, Centimetrics, nu știu cine asta, Medtopia, un joc какой-то, Get Course, понятно, Puff, nu știu, Airbnb nu-i trebuie, acum e Smart Loss, nu. Și eu șterg tot unde eu cândva m-am logat cu Facebook-ul meu, șterg dacă eu nu sunt sigur că această aplicație este o aplicație de încredere sau dacă nu mă folosesc. Și lăsați doar aplicații active care voi vă folosiți și sunt la voi de încredere. Respectiv, prieteni, colegi, stimați clienți, stimați utilizatori ai Facebook-ului, minim 4 acțiuni. Schimbăm parola, ne deconectăm de la toate dispozitivele, conectăm dublă autentificare și ștergem aplicațiile. De dorit, ca business managerul vostru, dacă l-aveți, să conectați dublă autentificare și acolo și toți utilizatorii business managerului vostru să facă această procedură care v-am indicat-o mai sus. Asta va minimaliza riscul și sper mult să ne ajute. Cum se duc tratative și comunicare cu Facebook, să aflăm sursa și modalitatea recuperarea banilor și stoparea acestei fraude care se face în Facebook. Verificați conturile, mai ales noaptea, dar în special dimineața. Și dacă aveți ceva întrebări, scrieți-le. Sper că a fost util. Baftă, like-ul, share-ul și sănătate la toată lumea!